Darius și fratele lui Geamăn, Alexandru, au fondat în urmă cu 11 ani Maison Dadu. De ce Dadu? Dadu de la Darius. Practic, Dadu era lintul pe care mama îl făcea cu Darius, de exemplu. Darius fiind de mic pasionat de flori și era, așa să zic, mai boem, mai fragil, îi spunea mereu Dadu lui mama, Darius al lui mama, Dadu cumva. Iar ulterior, când, să zic, a crescut și pasiunea lui a devenit un job, ulterior un business, practic numele business-ului, brand-ului, a fost un rebranding de fapt, Dadu de la Darius, pentru că pasiunea lui care s-a transformat în business. Ați venit la București acum 9 ani, cred, da. Și practic ați cucerit capitala și ați ajuns să detronați casele vechi de organizatoare de evenimente și să fiți astăzi printre cei mai buni, dacă nu chiar cei mai buni. Cum ați făcut asta? Da, care a fost factorul diferențiator între voi și ceilalți? N-aș spune chiar detrona, ci mai degrabă aș spune concura. Concurența e o concurență constructivă, cumva, care te ajută mereu, exact cum spui. Cred că am venit așa cu un plus valoare pe piață din punct de vedere estetic și din punct de vedere al eticii profesionale, și atunci când zici că apelezi la un serviciu personalizat, cum sunt, de exemplu, evenimentele private, care de fapt sunt servicii foarte personalizate, cred că e nevoie să aduci acel strop de pasiune, de implicare, de dedicare și foarte multă muncă, poate fiind și foarte tineri, foarte entuziaști, exact cum zicea și Charles Darwin, nu fați supraviețui nici cel mai deștept și nici cel mai puternic, cel care se va adapta. Cred că noi cumva ne-am adaptat foarte mult, am înțeles cumva o altă latură acestui business, am fost mai deschiși. Cred că de fapt am plecat pe premisa de fapt că nu este un business, ci încă ne jucăm și este pasiunea noastră și o facem cu drag. Cred că ulterior, mult mai târziu, s-a transformat în business și atunci am plecat cu chestia asta. Noi ardeleni fiind, zic așa, că am venit cu valorile pe care le-am și transpus în ceea ce facem. Ați organizat de la nunți princiare, cum ar fi nunta prințului Nicolae, până la botezuri, nunți, aniversări, gale de business, ale unor oameni, am putea spune, din top 300 influenceri, dar nu din influenceri din social media, ci oameni... Și din social media. Și din social media, da, dar în mod preponderent oameni politici, oameni de afaceri, sportivi. Ai putea să-mi spui care dintre, unul dintre aceste evenimente a fost mai complicat, mai altfel, pe care ție ți-a rămas în mod particular în memorie? Da. Nu-mi spune că v-ați implicat în toate, înțeleg că aceasta este o rațiune de business și că așa trebuie să sune comunicarea, dar sunt convinsă că a fost un moment anume cu adevărat memorabil pentru voi. Au fost câteva evenimente, într-adevăr, care, să zic așa, le-aș putea spune, să zic, care cumva te marchează sau te învață sau te construiesc cumva. Spre exemplu, mi-amintesc prima nuntă organizată în afara țării, prima nuntă organizată în Italia, în coasta amalfitană, care într-adevăr a fost o adevărată experiență, mai ales și o mândrie proprie că reușim să facem acest lucru. De fapt, chiar era un vis noi când, până la începuturile noastre, chiar spuneam ce frumos ar fi să facem o nuntă în Italia. Ați făcut-o pentru o familie de italieni sau pentru o familie de români care s-au căsătorit acolo? Mireasa româncă, iar american. American, da. La nunta regală, cum spunea așa, unde am avut foarte multe de învățat pe partea de protocol, pe partea, de exemplu, de dress code, unde a fost impus un dress code, unde s-a respectat un dress code și s-a simțit, la nunți, de exemplu, cu tematici unde clienții au fost foarte deschiși în, spre exemplu, a aduce un balon cu aer cald la o nuntă sau un carusel, a crea un concept nou și diferit, care cumva arată că oamenii au început să deschidă, să fie deschiși pe partea asta de originalitate. Da, și foarte important, de a se educa cumva.
Dar noi a lipsit foarte mult în domeniul acesta, partea asta de educație, oamenii să aibă un ghidaj, cum spuneai că noi am reușit, cred că am fost cumva niște trendsetteri care am venit cu niște chestii noi și nu doar că am venit noi cu ele, pentru că toată lumea are, având acces la informație, le poate vedea pe Instagram sau pe Google, însă nu toată lumea a crezut că pot fi posibile implementate. Și implementate, da, la noi.